Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. V-am cerut în story-ul de pe Instagram acum câteva zile să lăsați provocări pe care să le fac și mi-ați lăsat cam provocările pe care n-aș fi vrut să le fac, adică la care mă gândeam. Dar Andra mi-a lăsat să mănânc o lămâie. E o lămâie mai mică și destul de coaptă, dar e superat. Mă duc să o spăl și revin când o mănânc. Și o să mă vedeți dezbrăcat pentru că afară e foarte cald și oricum am luat încă o provocare în care trebuie să fac o chestie super nasoală care o să vină undeva pe la final. Le fac pe astea mai ușoare la început și pe cele mai grele la final. Stați până la final că sunt provocări nebune. Bun, deci am revenit, am spălat lămâia. Mi-ați lăsat niște provocări cu mâncare și băut de amestecături, încât să-mi destrăugeți mie apetitul culinar. Și una dintre marele mele plăceri de a mânca. Asta e toată lumea, da? Aici. Nu știu dacă o să bag cu sfida. Să mănânc un nou. Da. Așa că Andra mi-a dat o dublă provocare, pentru că s-a handicapat. Te pun dacă te-ai dat videoclipă. Nu știu cum o să mănânc nouă asta. Sper că nu cu tot cu coaj. Bun, de ce mai ciocan? Aici oul pe care o să-l sparg. Doamne, mă uitam la oamenii ăștia care făceau tot la fel, provocări ca mine, și vedeam că îmi pun gura pe ou, că gen, se strâmbă și fac urât. Bă, dar n-are gust, gen, dar nu știu cum e în stomac. Zic să las camera jos. Deja. Bă. Noroc că... Nu știu cum o să înghit gălbenul și ăla. Gata, hai. 3, 2, 1. Nu pot să înghii cu totul, o să mă duc să-l amestec. Vă vine să credeți că o hoste atât de bun gătit și atât de oribil. Să-l bei? Prud? Nu știu ce gust o să aibă, dar întreg sigur nu pot să-l mănânc sau să-l înghe. Parcurs. Să... Cheers. N-are gust urât, dar e gretos. Gata. Mai am o provocare să mănânc 5 căței de usturoi, adică 5 grăunțele, dar cum nu am usturoi de la, am usturoi verde în schimb, care mânca vai și cât, dacă v-ați prins și abar n-am, mănânc din ăsta până aici, nu o să-l termin pe tot pentru că e sinucidere curată, deci nu mai e nimic, ca să vă asigurați. Mai sunt frunzele, pe care le voi arunca desigur. Și ne vedem la următoarea provocare. Cum mai am o provocare să fac
50 de flotări fără oprire de a costii, de pup costii. Să vedem ce ies, pentru că nu mai am anduranță la flotări, aveam când era mai mic. Că mai am o provocare să beau lapte cu apă și cu sare. Și provocarea cu lămâia am pus pe bune, mi-a dat-o cineva, doar că am încurcat persoana. Mamă, ce s-a colorat asta instant. Și persoana respectivă e Denis, care mi-a dat cele provocări. Am pus lapte, am pus apă și acum niște sare. Deci da, o să trebuiască să spun și lămâia. Nu știu, ajunge. Pentru că e moarte curată. Ai. Deci, avem laptele. Avem mâna, mă aveți pe mine și din nou, noroc. Bă, e o provocare ușoară, da. Provoacă greată după ăla și lămâie. Ah. Da. Gata. Să nu știți voi că nu fac provocări. Mai eram. Mi-a rămas cam din atât. Adică aproape nimic. Bă, băieți, eu am ieșit cu animalul la plimbare. Ba, nu, lent. Ba, băiat cu mine. Provocare de la John, să-mi plimb animalul de companie vreo 200 de metri. Bă, da, abia a mers mare băieții, 50 de metri. Și deja e nafă de treabă. Încă mai am avut doi după mine, dar unul s-a pierdut, a scăpat și a luat la fugă. Nu e nici naiba pe parc. Sper să nu mă prindă poliția, dacă mă întreabă, îi zic că nevoi personale. Dar uite, bă, l-am găsit. Ia fiți atenți. Cred că se bronzează. Să trăiți? Ce faceți, bă? Oh, bun. A, da, plimb și eu cartoful ăsta. Sus că în timpul verii sunt un fel de cuz John-ul, adică Durian Pop. Nu! Bun, deci m-am mutat pe camera asta pentru că trebuie să sun acum vreo două persoane. Una trebuie să sun, să-i spun cu o pup dulce. Deci. Bună! Bună! Ce faci? Te-am sunat să-ți spun că te pup dulce.
provocare. Tot un poco mai de spun că și că am lăsat-o cu una gravită. Pare rău, mămică. Sper să pot să vorbesc pe el. Da, fac. Sorona, mami, ce faci? Pe ce, la muncă. Poți să vorbești 2-3 minute? Da. Mă, mami, fii atent, acum 2 luni am ieșit afară, înainte de pandemie, știi, cu o fată. Și, na, ca orice băiat, să mai lasă și cu greu așa, știi? Și mi-a dat mesaj acum 2 zile că și că e însărcinată. Și nu știu. Să fie sănătos la cap? Da. Și nu știu ce să fac. Da? Nu știu ce să fac. Nu înțeleg. Nu știu ce să fac. Păi tu mi-e sănătos la cap, tu simți de ce n-ai mai făcut? Da. Da? Da. Doamne, ferește. Și ce vrei să faci? Păi, nu știu. Doamne, mâncatea suflet. Nu, mami, e o farsă. E o glumă. A? E o glumă. Bă, tu mie sănătos la cap. Că piatul e tine. Te-ai speriat? Da. Nu e. Știi că... Bă, chiar vreau să-ți zic, atât de prost ai fost și tu? Știi că-s băiat cu mine. Mă ierti? Da. Bine. Hai că nu te mai reții. Poate-i treabă. Amă, zic, nu, că n-am treabă. Păi n-am. Zic, de ce m-ai sunat? De-aia te-am sunat. Da? De-aia te-am sunat. Mă, tu vorbești serios sau glumești? Da, vorbesc foarte serios. Adică ce? Am vrut să fac o glumă. Hai, să rămân. Doamne. Mai am o provocare să-mi pun un cup de gheață în pantalon fără tricovoni și să repet o strofă sau câteva versuri, deci cu intonație chiar, te-am așteptat pe țărmul mării, pe țărmul înalt ca și terasa, castelul regesc pe care un prinț și-ar aștepta terasa. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe și nu uitați, cu cât sunteți mai nebun, cu atât sunteți mai fericiți, vorba unui prieten, vă pup și ne vedem data viitoare, pa!